Intervenție reușită în Spitalul Județean Timișoara. Viața unui bărbat care a suferit un accident vascular cerebral acut a fost salvată de o echipă de medici printr-o intervenție complexă ce a permis extragerea cheagului de sânge care bloca arterele creierului printr-un abort la nivelul arterei femurale. Intervenția rapidă și noua metodă au permis nu doar salvarea pacientului, dar și recuperarea sa extrem de rapidă. Procedura se realizează cu ajutorul unui stent nedetașabil, pe care îl aveți aici în imagine. Rolul acestui stent este să încorporeze cheagul de sânge și să fie retras împreună cu stentul. Aici, pe o reprezentare schematică simplificată a procedurii, se observă microcateterul care urcă pe artera carotidă în interiorul vaselor, cum am spus, sub control radiologic. Se încearcă depășirea cheagului de sânge care blochează artera respectivă, mai întâi cu un ghid metalic și ulterior pe acest ghid se urcă un microcateter care este un tub subțire de plastic foarte flexibil construit pentru navigarea intracerebrală. După această fază se realizează o injecție pentru a confirma radiologic că s-a trecut de cheagul de sânge, iar apoi, prin același microcateter, este urcat un stent, un stent retriever, îi spune, pentru că nu este un stent propriu-zis care se lasă în arteră deschis, ci este un stent care, după cum observați aici, se deschide în cheag, se lasă deschis pentru a încorpora cheagul și ulterior se încearcă retragerea lui împreună cu cheagul. El este lăsat deschis între 2 și 5 minute. Între timp se umflă un balon în carotidă pentru a inversa fluxul, pentru a nu pierde fragmentele de cheag și tot ansamblul este tras încet în cateterul portor sub aspirație continuă pentru a aspira fragmentele detașate. Pacientul pentru care a fost realizată intervenția și-a pierdut conștiința la domiciliu, a fost găsit în jurul orei 7 seara de personalul ambulanței în comă, inconștient, și a necesitat intubație orotraheală și ventilație mecanică pentru transportul la spital, care s-a realizat foarte repede. În unitatea de primire de urgență, când a ajuns, pacientul era comatos cu un scor Glasgow de 5, respira cu ajutorul aparatelor, a fost foarte rapid evaluat, atât clinic cât și imagistic, de către echipa formată de medici de urgență, împreună cu specialistul neurolog și specialistul radiolog. Diagnosticul a fost pus în secția de radiologie a Spitalului Județean Timișoara, în urma unei examinări complexe de scanare CT nativ și angio-CT, deoarece pe examinarea nativă, după cum o să vedeți în minutele următoare, nu era un diagnostic evident. În ecranul din partea dreaptă a imaginii aveți aspectul angiografic la începutul intervenției neuroradiologice efectuată sub anestezie generală. Din nou vreau să aduc mulțumire echipei de anestezie și reanimare de la Spitalul Județean, care a fost foarte operativă și care ne-a ajutat în câștigarea de timp prețios în salvarea tot acestei arii hipoperfuzate. După cum vedeți, nu avem niciun pic de substanță de contrast care trece prin arteră și în ecranul din partea stângă aveți imaginea finală a procedurii la aproximativ 2 ore, 2 ore jumătate, în care avem o recanalizare completă a segmentului arteriei cerebrale posterioare și a topului de bazilară. Recanalizare obținută cu ajutorul stent retrieverului și a trombectomiei mecanice. În momentul de față aveți un aspect intraoperator din procedura de trombectomie mecanică. După cum vedeți, primul segment al arteriei cerebrale posterioare este deja permeabilizat datorită primului pasaj cu stent retrieverul, iar acum observăm trecerea în segmentul P2, P3 al arteriei cerebrale posterioare cu ajutorul microghidului, care îl vedeți aici, radioopac. Traversează masa trombului, întâi microghidul și apoi o să vedeți că avansăm și microcateterul, după care urmează operațiunea de trombectomie pentru acest segment. Al doilea pasaj care în final ne-a permis o recanalizare completă a vasului obstruat. În imaginea alăturată se vizualizează stentul după retracția lui cu fragmente din trombul vizualizat pe imaginile anterioare. De menționat că retracția se poate face de 3-4 ori cu același stent,
avantajul lui fiind că este un stent nedetașabil, este un stent special. După ce s-au făcut două pasaje, am constatat că vasul s-a permeabilizat complet, iar în imaginea de RM, leziunile după examinare, după procedură, s-a efectuat dimineață o rezonanță magnetică pentru a vizualiza starea pacientului din punct de vedere cerebral. Leziunile la nivelul trunchiului cerebral au fost, spre surpriza noastră, destul de mici, dovadă că repermeabilizarea vasului a fost cu succes. Pentru pacienții cu accident vascular cerebral acut ischemic, există două opțiuni terapeutice mari. Prima, cea de bază, este un tratament intravenos, o perfuzie care, cu un trombolitic care dizolvă cheagul și care se poate administra până la 4,5 ore de la debutul simptomelor. În plus, pentru pacienții mai grav cu ocluzii pe artere mai mari, există o opțiune complementară care se poate aplica până la 6 ore de la debut și care este trombectomia mecanică. Această intervenție se realizează pe cale endovasculară, printr-un abord arterial, de obicei prin artera femurală, și sub control radiologic se ajunge până în arterele creierului, unde cu diferite dispozitive, de obicei cu un stent, se încearcă extragerea cheagului care blochează artera. La 24 de ore după intervenție, pacientul a putut fi extubat, respiră singur și la examinarea neurologică nu are deficite semnificative. Este o prioritate națională această trombectomie mecanică, când echipa de neuroradiologi intervenționiști a intrat cu niște catetere speciale de-a lungul vaselor și a scos cheagul de sânge. Apare o reperfuzie la nivelul vaselor și atunci zona de creier care nu mai primea sânge, acum primește sânge și pacientul scapă cu viață, scapă fără deficite motorii, deci fără paralizii. Sigur că da, această trombectomie mecanică nu s-a făcut de la o zi la alta. Este o echipă formată din 3 radiologi care, cum spun, specializându-se, devin neuroradiologi intervenționiști sau neuroradiologi endovasculari. Unul dintre ei are specializarea făcută în București, ceilalți doi la Strasbourg și la Paris, într-un spital foarte mare. Această echipă se pregătește de mult timp, de aproximativ 3 ani. Cristi Mihalea este angajatul neurochirurgiei, din cauza aceasta am luat mie acum un interviu, și au reușit să facă această procedură. Această procedură are nevoie de foarte multe lucruri și spitalul nostru dispune de tot ce este necesar. Respectiv, există într-o singură clădire secție de neurologie, secție de neurochirurgie, angiograful cumpărat de Ministerul Sănătății, care costă foarte mult, aproape 1 milion de euro. Pe un astfel de angiograf se poate face procedura. Există anestezia, terapie intensivă, fără acest departament nu s-ar putea face așa ceva, plus adresabilitatea. Aici, fiind secțiile de neurologie, pacienții cu accident vascular cerebral ischemic vin aici și atunci se poate face această procedură în care este vorba de timp. Deci dacă noi un anevrism cerebral putem să-l amânăm o zi, două, poate și mai mult, să amânăm intervenția operatorie, această trombectomie mecanică trebuie făcută în câteva ore, 5-6 ore. Cu cât mai scurt este timpul, cu atât rezultatele sunt mai bune. Ei, spitalul nostru are tot ce trebuie la ora actuală, inclusiv radiologii, neuroradiologii, care contează enorm. Fără ei nu se poate face nimic. Procedura este scumpă. Fără un program național, cred că spitalul nu poate să ducă în spate așa ceva, și pentru că acum vorbesc de costuri și de spital, trebuie să amintim că pe lângă toate aceste secții, pe lângă angiograf, pe lângă echipă, este nevoie și de sprijinul direcției spitalului. Primul care a sprijinit această metodă a fost doctorul Bârsășteanu, care a fost director la un moment dat, acum fiind parlamentar a plecat, și actualul director, Marius Craina, în continuare sprijină această procedură. Zilnic, la Spitalul Județean Timișoara se prezintă 2-3 astfel de cazuri și, dacă nu ajung repede la medic și nu se intervine rapid, astfel de pacienți pot muri sau pot să rămână paralizați, afirmă specialiștii.